Moțiunea de cenzură a fost respinsă de Parlament. Acțiunea liberalilor împotriva guvernului Ponta a fost respinsă cu 194 de voturi pentru, 13 împotrivă și 7 anulate. Partidul Național Liberal avea nevoie de 278 de voturi din partea parlamentarilor, adică jumătate plus 1 din numărul aleșilor, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Deputatul Partidului Social-Democrat Gorj Mihai Weber era convins că moțiunea nu va trece de Parlament. Când procedeu este înaltă la îndemâna opoziției și sigur că uzează de ea și este normal să uzeze de ea. Asta rezultatul, din punctul de vedere, va fi unul care va reflecta exact starea și poziția și participarea fiecărei formațiuni și lanțul de guvernare și în general. Chiar dacă moțiunea de cenzură nu a trecut, copreședintele PNL Gorj Dan Vâlceanu vede și partea plină a paharului. Au fost mai mulți care au votat moțiunea decât au semnat-o. Și lucrul ăsta spune și arată faptul că din ce în ce mai mulți parlamentari părăsesc coaliția de guvernare pentru că această coaliție de guvernare este într-o pierdere constantă de imagine și de a arăta populației că face ceva pentru traiul lor. Premierul României Victor Ponta a declarat înainte de începerea votului că nu există altă alternativă pentru actualul guvern.